Васалут стимас приятень. Vreau să mulțumesc bălțenilor și tuturor cetățenilor pentru că sunt candidat la funcție de președinte al Republicii Moldova. Astăzi noi am dat start, ne-am pornit prin țară să vedem în ce stare se află localitățile din Republica Moldova. Anul trecut la Bălți am câștigat în primul tur. 63% m-am votat moldoveni, ruși, români, ucraineni. Bălți e un oraș unde avem oameni de toate naționalități. Eu voi lichida în general acest sistem de administrație raională, banii pentru drumuri și restul nu trebuie să fie divizați de președinte raionului și de vicepreședinți după culoare. Eu n-am interes personale, eu niciodată n-ați mă vezi cu culoc, niciodată n-ați auzit cu satul ea care cont la Cipru, în Elveția, la Moscova, nu știu unde. Pe mine nimeni nu mă îndoie și nu mă îndoie niciodată, de asta pot fi sigur. Eu o să fac o structură nouă în care o să lucreze până într-o sută de oameni, adică sunt eu, 10-20 cei mai buni polițiști, 10-20 de procurori, 10-20 de băieți de la SIS și o să fac o structură. Știți gândași ăștia, că se ascunde în Israel, că în America, că în România, vă asigur eu ca și bădușă. Aveți mai mulți candidați, eu vă rog un lucru, transmiteți la rude, la nepoți, să iasă la vot, nu ușa de primul 4 ani, că a făcut un loc un el, pe unul l-a măjit cu un balon de gaz, la altul i-a dat 2 kg de ale. Duceți-vă și votați așa cum vă spune sufletul, eu asta vă rog să nu ședeți acasă. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.